Bună ziua tuturor, eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti budinca la cuptor cu brocoli și conopidă. Pentru budinca aveți nevoie de 200 de grame de brocoli proaspăt, 400 de grame de conopidă, 400 de ml de lapte, un ardeal gras, 10 roșii cherry sau 2 roșii normale, o ceapă, piper, sare, pantojel, 200 de grame de cașcaval, 130 de grame de făină și 5 linguri de ulei și 3 ouă întregi. Iar pentru sos aveți nevoie de 3 linguri de maioneză, 3 linguri de iaurt gras, 3 căței de usturoi și mărar tocat. Rețeta la maioneză o găsiți pe canalul meu de YouTube. Pentru început voi adăuga în apă o linguriță de sare, las apa să fiarbă și voi adăuga conopida și după aia brocoli. Pentru început voi pune în altă tigaie un pic de ulei. Voi adăuga conopida și o voi lăsa 5 minute la fiert. Voi adăuga ceapa. Voi pune sare pentru a tremura mai bine. Usa de piper. Am adăugat și ardelul, l-am tăiat cuburi mai mari. Acum voi adăuga și roșiile și le voi mai lăsa 2 minute, cât să se mai înșele. Conopida între timp s-a înmuiat, o voi scoate și voi adăuga brocoli. Este o rețetă delicioasă, o idee pentru prânz sau cină. Am adăugat și brocoli. Brocoli o să las 2 minute, nu mai mult. Acum voi pregăti compoziția de ou, sare. Și piper, amestec și voi adăuga 130 de grame de făină treptat, cât să nu facă cocolașe. Adaug un pic de lapte. Amestec. Și adaug tot laptele acum. Voi mai adăuga 5 linguri de ulei. Și pantujelul tăiat cu zi. Asta este compoziția. O dau deoparte, voi unge un pic tava cu un pic de ulei și pereții. Acum voi pune conopida. Este tot. Voi pune și brocoli. Voi adăuga și compoziția care am făcut-o din ceapă, ardel și roșii, peste tot. Voi adăuga și compoziția peste tot pentru a forma budinca. Adaug cașcavalul ras peste tot și o voi băga la cuptor la 180 de grade pentru 40-50 de minute sau până este gata.
Budinca este gata, miroase demențial de bine. Între timp voi pregăti și sosul. Cât ea se răcește, voi pregăti sosul. Voi adăuga maioneza. Nu uitați, rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube la maioneză. Voi pune și iaurtul gras. Mărarul. Și voi pisa și usturoiul. Budinca este gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!